Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine v-am regăsit la știrea cea bună! Am un salut special în această seară pentru toți românii care ne urmăresc din America și Canada, unde A7 TV a intrat deja pe societatea de cablu IPTV. Ne bucurăm că printre multele posturile televiziune românești suntem și noi acolo și ne urmăriți începând din această ocazie. Sperăm că popasul alături de noi să fie întotdeauna frumos și reconfortant, mai ales în linia aceasta pe care noi o dezvoltăm, a binelui, a frumosului și a adevărului. Astăzi este 15 ianuarie. La 15 ianuarie 1850 se naște marele Mihai Eminescu. M-a salvat Eminescu la bacalaureat, o să vă povestesc cu altă ocazie, dar pentru că îi port o deosebită stimă, am reușit să scriu câteva rânduri. Sper că ele vor aduce profunzime și vor aduce bucurie în viața unora dintre voastre și au chiar întrebări. Așadar, am scris poezia simplu lui Mihai. Știu că te odihnești și nu știi că voi scrie o poezie. Dar o scriu pentru cei lacom de cuvinte și armonie. Te-ai dus, frate, prea devreme printre tei de la Belu, fără să-ți clarifici soarta, fără ca să-ți știm toți țelul. Când scrii, nu cred în Jehova. E așa? Sau personajul e un mic poet de curte ce-i frustrat de tot penajul? Când ai scris că religiunea e o frază inventată, erai tu sau proletarul din poezia revoltată? Când cântai luceferi, stele ce coboară pe pământ, te gândeai așa la mituri sau la Lucifer nesfânt? Nu știu cum că în scrisoare tot vorbeai de Sfânta Carte, de Samson și de Dalila ce l-a păcălit de moarte. Ai prea multe cunoștințe. Tu știai că Dionis s-a înălțat la ceruri până a căzut iar în abis când rosti prea sfântul nume, iar coliba insalubră deveni iar locuință fără viață tot lugubră. Și mai tot scrii în scrisoare că un punct se mișcă, iată-l, doar din haos face mumă, iar el devine tatăl. Ești creștin? Budist? Agnostic? Vrei să fascinezi mereu? Ai găsit răspunsul? Cine l-a făcut pe Dumnezeu? Iar cu geniul tău, poete, steaua stinsă ne lucii, dar ea nu e. Pe fereastră doar se vede raza și se ascunde tot un beznă. Stai! Iubirea e cu noi. E suficient atâta? Nu ne dă nici când înapoi? Ei, bădie, ce ți-aș spune despre țara asta, vai, se perindă nemintoșii ca să mulg al nostru rai, iar noi stăm cu minți ca proștii care își zic tăcut în barbă, nu avem ce face. Iată, vin un cupe, nu mai fiarbă, suntem toți o disperare, nu știm cum să procedăm, țara moare pe picioare și noi tot adulmecăm, vremuri bune, electorii se vor zbate în curând, pentru un ciolan sălbatic din al țării trup plăpând, ce condei ai fi avută dacă ai fi trăit și azi, interviuri, paragrafe și Crăciunuri fără brazi, ne-ai fi dat papucii poate, luând drumul în exil, văzând câtă răutate se perindă în mare stil. Dar rămâne o întrebare, chiar când totul e pregătit. Iată, sună de trezire. Ai iubit înveșnicit? Așa este, noi nu putem ști care este poziția fiecărui om în fața judecății finale, dar oricum Eminescu rămâne un simbol al gândirii românești. Aveam un poet drag care îmi spunea că sigur o să-l vedem în cer pe Eminescu. Noi nu suntem să dăm verdicte, dar cu siguranță că cerul va fi un loc al surprizelor. În bogăția de declarații pentru Eminescu am cules două în seara aceasta. Una scrisă de Constantin Noica și ea spune: Eminescu este omul de plin al culturii românești. Și una scrisă de marele critic George Călinescu atunci când afirmă în cartea Viața lui Eminescu următoarele rânduri. Ape vor seca în albie
și peste locul îngropării sale va răsări pădure sau cetate și câte o stea va veșteji pe cer în depărtări până când acest pământ să-și strângă toate sevele și să le ridice în țeava subțire a altui crin de tăria parfumurilor sale. Cu toate acestea, am văzut astăzi o poză, nu știu de unde este, e posibil să fie din Republica Moldova, e posibil să fie din România, dar poza asta m-a făcut să zâmbesc și m-a făcut să cred că România totuși mai are o șansă. Vreau să o vedeți. Într-un context în care apa a venit, românul sau moldoveanul, nu știu sigur, salvează un tablou cu Eminescu, cu identitatea noastră națională. Dragi români, să iubim cultura, să iubim cartea, să citim mai mult decât subtitrările de la filme. Asta ne umple de responsabilitate. Știrea cea mai bună însă în această seară este că împreună cu noi se află un tânăr de 14 ani, Nathanael Panaite, elev într-o școală gimnazială din Pârscov, județul Buzău. Bine ai venit, Nathanael! Ne bucurăm că ești prezent cu noi. Ia loc! Cum ai venit? Am venit bine, este un trafic destul de aglomerat, dar mulțumesc Domnului că am putut ajunge aici. Ai ajuns cu bine, împreună cu mămica ta și cu cine ai mai venit? Cu verișorul meu. Cu verișorul tău, foarte frumos. Nathanael, mulți dintre dragii noștri privitori te cunosc din anumite cuvântări ale tale, predicuțe, pe care tu le-ai ținut încă de la o vârstă foarte, foarte fragedă. Dar înainte de predicuță vreau să te întreb, care este prima ta amintire de la biserică? Pentru că ai crescut într-un anumit context și vreau să știu ce amintire ai. Prima mea amintire de la biserică este de la vârsta de 5 ani. 5 ani? Da. Atunci am fost invitat la Festivalul Micilor Predicatori. Și atunci am predicat. Pentru prima dată în public. La 5 ani? La ai 5 predicat ani. În public. Da. Prima mea povestioară a fost Iona. Am povestit-o în casă. M-am ridicat dintr-o dată pe scaun și am început să o zic brusc. Dar prima mea amintire din biserică a fost la Festivalul Micilor Predicatori. Foarte frumos. Ce se întâmplă la un astfel de festival? Acolo au fost strânși mai mulți copii. Au fost trei faze, cea locală, județeană și cea de la București, națională. Și am trecut cu brio de toate fazele și inclusiv cea de la București. Și ai predicat? Am predicat. Atunci, la 5 ani? La 5 ani. L-am spus pe Iona. Da. Foarte frumos. Doamnelor și domnilor, hai să începem emisiunea cu Nathanael urmărind un prim material. Nu știu dacă e chiar cu Iona, dar să vedem cum ai predicat tu și câți ani aveai când ai predicat aici și te-a filmat, pentru că e foarte important. Da. Și apoi revenim în direct. Da. Bună dimineața! În prima epistolă a lui Petru, în capitolul 5 cu versetul 8, cuvântul lui Dumnezeu ne spune așa: fiți treți și vegheați, pentru că protehnicul vostru, diavolul, te târcoale ca un leu care răgnește și caută pe cine să înghită. Daniel era un tânăr care îl iubea pe Dumnezeu. Din nefericire, a fost luat rob în Babilon, pentru că era credincios Domnul, i-a dat multă înțelepciune și de aceea a ajuns prim-ministru în această țară. Din cauza că era străin și rob și pentru că slujea Dumnezeului cerului, unii oameni și mai ales prietenii îl urau. Daniel se ruga de trei ori pe zi, pentru că nu găseau motive să-l condamne, l-au păcălit pe împărat să dea o lege prin care să-i împună închinarea doar la împărat. L-au păcălit și de data aceasta. Acești oameni l-au prins pe Daniel rugându-se și l-au turnat împăratului. Cu părere de rău, pentru că împăratul
împăratul semnase legea, a trebuit să-l dea pe Daniel pe mâna colegilor lui, care acestea l-au aruncat în groapa cu lei. Ce fericiți mai erau, își frecau mâinile de bucurie în jurul gropii, dar abia așteptau să vadă oasele lui Daniel. Ajuns în groapă, la cei lei fioroși, Daniel a rămas calm, ci se ruga. Ce părere aveți? Câți lei au răcnit la Daniel și câți l-au înghițit? Dar leul Satana era cel în groapă. L-a salvat Dumnezeu pe Daniel. Da, pentru că ți-am crede în el. Dumnezeu a trimis un înger și l-a închis cura leilor și a zis, nu-l păpați pe Daniel. Era un om al lui Dumnezeu, un Iuda, care a prorocit împotriva altarului de la Betel. El a promis Domnului că nu se va întoarce acasă pe drumul pe care a venit, că nu va mânca pâine, că nu va bea apă, până când nu va ajunge acasă. Dar pentru că nu s-a ținut de cuvânt, un leu l-a întâlnit pe drum și l-a omorât. Leul Satana, ce se mai bucura că n-a ascultat de Dumnezeu? Dacă o să asculte de Dumnezeu și de puruncile sale, chiar dacă o să fie aruncat în groapa cu lei, vei fi mai tare decât ei. Dacă nu îți cunte, vei avea parte de ospățul leilor. Fii treaz și veghează. Dumnezeu să te ajute. Amin. Un amestec de uimire și de bucurie este în inima mea, cunoscându-l pe Natanael. În realitate, peste aproape 10 ani de la momentul acesta, Natanael, cum știai să vorbești? Am învățat repede să vorbesc. Da. Eu, de la vârsta de un an, mama îmi povestea dintr-o Biblie ilustrată pentru copii și pe atunci gesticulam. Nu știam să vorbesc, dar gesticulam. De exemplu, la Noe, făceam așa. Noe construiește arca. Și multe altele. Dar și ți-a plăcut foarte mult. Mi-a plăcut mult. Mi-a plăcut mult să recit, să povestesc. A fost... Și deja povesteai de mic, practic. Povesteam de mic, da, da. Și nu a fost prima dată când te-ai dus în fața publicului și ai vorbit. Deci vorbeai de mic. Când veneau prieteni la tine sau da, cunoscuți? Sau... Când veneau musafiri era deja în sceneta lui Iosif. Deci... Scenetă, făceai scenetă. Scenete, foarte multe scenete. Și la nunți, îi luam pe toți mesenii, făceam scenete cu ei, ba pe Iosif, ba pe Iona, pe cine venea de la momentul actual. Extraordinar. Și practic tu la 5 ani deja puteai să povestești multe istorie. Da. Da, la 4 ani am zis prima mea povestire în casă, stăteam la masă și dintr-o dată m-am ridicat în picioare și am început să zic pe Iona. Iona, scoală-te și du-te la Ninive. Am început și m-a filmat verișoara mea, m-a filmat și am un videoclip cu el. La 4 ani. La 4 ani. Extraordinar. Știu că ai fost crescut singur de mama ta. Da, am fost crescut de mama. Și lucrul ăsta ți-a dat așa o putere, în ciuda faptului că da, n-ai avut tata lângă tine. Da. Ți-a dat curaj să mergi mai departe. Dar mama te învăța ce să spui sau pur și simplu tu ține minte din cărțile de Biblia ilustrată și atunci formulai cu cuvintele tale? Ce vedeam în imagine, în poză, aia făceam. Aia povesteai? Nu, aia gesticulam la vârsta de un an. Și... când am trecut de un an, am început să vorbesc. Gata. Gata. De la 4 ani am început să zic. Am început misiunea mea. Și nu ai considerat că e greu? Și nu. Că ți-e rușine? Și nu, că nu. N-ai avut nu am avut rușine. Chiar țin minte că la un moment dat am predicat, cred că a fost la biserică, am zis o predică. Și atunci când a venit unchiul meu să mă dea jos de la amvon, am făcut așa, dar stai, că mai vreau să zic ceva, mai vreau să zic... Nu se mai poate să zici, ai zis deja. Deci eu eram doritor să mai zic. Extraordinar.
O să mai punem o predicuță cu tine, da, și apoi o să depunem puțin istoria vieții tale. Doamnelor și domnilor, vă rog să dați un share la această emisiune. Să știi că, Nathanael, ți-a spun un secret. Prima mea predică am avut la 12 ani. Deci mă bucur foarte mult că am găsit pe cineva care la 4 ani a avut prima predică. Nu vine să cred. Mă bucur de ceea ce a făcut Dumnezeu în viața ta și o să povestim mai departe. Haideți să dăm un share la această emisiune ca să vadă cât mai mulți un copil predicator în țara lui Eminescu. Să-l urmărim pe Nathanael Panaite la 5 ani. Iisus a venit în lume ca să mântuiască tot ce era pierdut. Un om avea doi fii. Dintr-o zi, fratele cel mai mic a zis așa: tata, nu mai vreau să muncesc. Vreau să mă duc să mă distrez cu prietenii mei. Dă-mi averea și banii. Banii tăi au valoare. Și într-o zi, tatăl i-a dat averea și banii. Și el a plecat într-o țară îndepărtată. Și de acolo a cheltuit toți banii. A dat în stânga, în dreapta, la femei, la vrăjitori. A mâncat, a băut, s-a distrat. A cheltuit toți banii cu prietenii. Și într-o zi a venit criza. Nimeni nu mai avea niciun ban. Și a ajuns la niște porci și tare a fri vrut să mănânce roscovele porcilor, dar nimeni nu le dădea. Și a venit în fire, i-a venit o idee și a spus: o să mă duc la tatăl meu și o să-i zic: tata, am păcătuit împotriva ta și împotriva cerului. Ce credeți? L-a așteptat tatălui pe fiu acasă. Da, în fiecare zi se uita satul pe el. Pe când era încă departe, tatălui l-a văzut. I s-a făcut milă de el, a răzgat înaintea lui, a căzut pe umerii lui și a plâns mult. Și a zis: tata, am păcătuit împotriva ta și împotriva cerului. Iartă-mă, am fost un nenorocit, un om rău. Iartă-mă. Și a zis: da, fiule, o să te ierți. Și a zis tatăl: adu-te haina cea mai bună și încălți aminte să-i punem în picioare, că acest fiu a fost mort și a înviat, a fost pierdut și a fost găsit. De-aia a fost celul cel mai grea și ne bucurăm cu toții să ne veselim. Și mai târziu a venit fratele lui de la muncă acasă. Și-a auzit muzică și-a zis: ce se întâmplă cu muzica asta? Ce s-a întâmplat? Și-a zis: fratele tău a venit acasă și tatăl tău a trăit vițelul cel mai gras. Cum? I-a tăiat vițelul cel mai gras? Cine a vrut să intre? Ce s-a supărat? Și tatălui a ieșit afară și a zis: hai, fule, intră și tu să te bucuri cu fratele tău. Cum, tată? E tăia vițelul cel mai gras? El care ți-a risipit toată averea? El care ți-a mâncat toată averea? Să-i tai vițelul cel mai gras? Hai, fule, toția meu este și pentru tine. Ce intras el și s-a bucurat cu fratele. Tu, fiule cel mare și cu minte, du-te și caută-l pe fratele tău pierdut în lume. Vino acasă, fiule, tatăl te așteaptă cu brațele deschise. El nici nu te ceartă, el nici nu te mustră, el nici nu te condamnă, el doar te iartă. Vrei să vii? Te aștept. Ce cuvinte superbe! Vino acasă, tatăl tău te așteaptă. Nu te ceartă, doar te iartă. Nathanael, ești o minune a lui Dumnezeu pentru noi. Mulțumesc. Și ne bucurăm că ai venit în seara asta tocmai de la Pârscov, de la Buzău. Ai avut emoții în fața camerelor? Sau nu ești tu de emoții? Cum a fost? Până la vârsta de 10 ani, nu am avut deloc emoții. Mă suia la un von, fără nicio treabă. De la 10 ani încoace, emoțiile au început să apară. Dar eu sunt băiat mare și mi le controlez, pentru că ele mă pot afecta negativ.
atât pe mine, cât și pe cei din jurul meu. Și în contextul acesta, lupți cu emoțiile și le lași deoparte. Da, eu de acum nu mai am emoții. Presupun că te rogi de mic. Ai simțit așa vreun moment special în care Dumnezeu te călăuzește, te conduce, te ruga pentru Duhul Sfânt ca să-ți dea limbă descurcată, să-ți dea impact la public? Da, mereu când sunt invitat să povestesc, eu mereu mă rog, Doamne, te rog, fă-mă să uit de emoții, fă-mă să te fac cunoscut. Și ai puterea asta să... Am puterea, da, pentru că Dumnezeu nu-o dă. Cum e la școală la tine? Ce zic colegii? Te-au văzut pe YouTube? Au, da? Da, colegii mei mă simpatizează, eu îi simpatizez pe ei. Mă integrez bine în cluburile de colegi. Sunt o fire veselă, dinamică și la ora de religie îmi place foarte mult să povestesc din Biblie. Mereu când este vorba despre o pildă, o poveste de-a lui Isus, ba din Vechiul Testament, ori din Noul Testament. Eu zic ce știu mai bine. Și părintele de la religie? Este foarte bucuros că mă... Că te are. Că mă are prezent. Chiar mi-a zis că mă bucur că faci parte din această clasă. Deși sunteți din credințe diferite, da? Da. Tu mergi la Biserica Adventistă ziua 7. Da. Și părintele este ortodox. Da. Și vă înțelegeți bine. Da, ne înțelegem. Cred că eu am una dintre cele mai bune relații din școală cu el. Ce frumos. Un lucru extraordinar. Un om înțelept care te ajută și te roagă și el să spui câte o poveste din Biblie când e cazul? Da, când este o pildă de-a lui Iisus, așa cum am zis, zice, Nati, știi ceva? Și eu zic, da, știu. Te rog frumos, zi-ne. Mă ridic în picioare dacă e nevoie, mă duc în fața clasei și zic. Extraordinar. Ai 14 ani. Da. Te vezi făcând lucrul ăsta și în adolescență, mai departe? Da. Sau crezi că o să vină așa un moment de rușine, oarecum o să fie? Nu? Nu. Ești foarte bine hotărât. Nu o să mă rușinez niciodată de cuvântul lui Dumnezeu și niciodată nu o să zic nu, nu mai vreau să fac asta. O să continui pentru că asta este voia lui Dumnezeu. Pentru că El m-a înzestrat cu acest talent și vreau să îl fac cât mai cunoscut. Vreau să dedic acest lucru în mâinile Domnului. Deci la școală te descurci bine? Da, mă descurc bine. Ce materii îți plac cel mai mult? Pentru cultura generală toate sunt frumoase. Toate sunt interesante în felul lor. Însă nu am afinitate pentru matematică. N-ai afinitate special. N-am afinitate pentru matematică. Păi ești mai mult pe filologie, pe real decât da, pe... Da, eu sunt mai mult pe real. Îmi place religia, sportul. Pe uman, da? Da, pe deci uman. Deci îți place tot ce ține de citit, tot ce ține de română, de da. Limbă. De limba română probabil că îți place. Da, îmi place. Mai urmărim o prezentare de-a ta și ne întoarcem să aflăm detalii okay. despre Natanael la 14 ani și ce planuri are de viitor. Haideți să vedem. Iona, școala ta și du-te la Ninive, cetatea cea mare și strigă împotriva ei că și păcatele ei s-au zis până la Ninive. Într-o zi, Dumnezeu i-a spus lui Iona, Iona, du-te la Ninive, căci oamenii sunt răi și nu mă ascult. Du-te la Ninive și spune, încă 40 de zile și Ninive să fie nimicită. Și Iona a spus, nu mă duc, și-a fugit la mare. Și a zis asta, vreau să plec departe, l-a tras. Și au zis oamenii, bine. Și s-a zis în barcă, s-a dus în fundul bărcii și să doarmă. Și Dumnezeu s-a supărat că eu n-am dat la Ninive. Și a trimis o furtună mare și oamenii ziceau, de ce trimite Dumnezeu furtuna asta? Cineva l-a supărat? Cumva a fost Iona. Și s-a dus la Iona și a zis, hei, tu de ce dormi aici? Scoală-te și strigă la Dumnezeul tău. Vezi că pierim. Și eu n-am spus,
Da, faci una mea, că nu m-am dus la ninze. Aruncați-mă în mare, ce furtuna se va potoli. Deci ei mai vă se leau din vâță, le să nu se scufunde barca. Și a văzut că-i venea lui Iona și l-a luat din picior și de o mână și l-au aruncat în mare. Și Dumnezeu a trimis un peste mare, s-a înghițit pe Iona. Și l-a înghițit pe Iona. Și în burta peste lui era întuneric. Nu se vedea nimic și eu nu s-a rugat. Doamne, iartă-mă că nu m-am dus la Ninive. O să mă duc la Ninive. Iartă-mă că nu am ascultat de porunca ta. O să ascult de poruncele tale. Și la acest peste să mă înverse pe uscat. Amin. Ce credeți? L-a ascultat Dumnezeu pe Iona. Da, după 3 zile, peștele l-a vărsat pe uscat. Și iar a vorbit Dumnezeu lui Iona. Iona, du-te la Ninive, că oamenii sunt răi și nu mă ascult. Du-te la Ninive și spune. Încă 40 de zile și Ninive o să fie împijită. Și Iona a spus, da, Doamne, o să mă duc. Și s-a dus la Ninive și acolo a văzut că oamenii dansau. Beiau vin, vorbea urât, s-a strigat, pocăiți-vă, nu mai fiți răi, ascultați de poruncile Domnului, că în 40 de zile Domnul o să nimicească pe toți din Ninive, pocăiți-vă, pocăiți-vă, pocăiți-vă. Și oamenii s-au pocăit. Și s-a dus mai departe să vadă dacă s-au pocăit oamenii. Ce a văzut că s-au pocăit și s-a supărat. Dumnezeu a făcut ca să-i crească în curcubete, să-i țină de umbră. Și tare mult s-a bucurat Iona. Dar era tot supărat că oamenii s-au pocăit. Și într-o noapte, Dumnezeu a trimis un vierme să începe curcubetele să-l usuce. Și l-a înțepat și s-a uscat. Și când s-a trezit dimineața, a zis asta. De ce ai făcut să se usuce curcubetele? Și Dumnezeu i-a spus, Iona, de ce te mâni? Ți-ți pare rău de un curcubete? Ce mie să nu-mi pară rău de atâția oameni pe care i-am făcut? Copiii lui Dumnezeu se bucură cu cei ce se bucură și plâng cu cei ce plâng. Lui Iona i-a părut rău că oamenii s-au pocăit. Tu iubești pe oameni? Dacă nu, pocăiește-te! Ce să mai spunem după un astfel de discurs? La 5 ani, Nathanael Panaite, în urmă cu 9 ani, spune aceste cuvinte. Astăzi este la noi în studio. Nathanael, ce mai predici acum? Recent am spus, chiar în vară am zis, am participat, de fapt, la centenar, la centenarul din Galați. Și acolo am zis-o pe Iov. Ai povestit istoria lui Iov? Da, povestit. A fost o predică, de fapt. A fost o predică? Da. Îți faci singur, te ajută mama, te ajută cineva, citești despre alți predicatori, ce-am mai zis, cum faci? La predici mă ajută domnul Daniel Nițulescu, el a fost mentorul meu. Acești ani. Foarte frumos. Felicitări. Și în continuare cred că va fi. O să încep să-mi fac și singur de acum. Dar cred că o să mai mă ajute și el. El a fost mentorul meu dintotdeauna. Și el mi-a dat curajul, m-a îndemnat să continui această lucrare a Domnului. Pentru că a văzut că am talent. Da, foarte frumos. Ferice de pastorul care ridică urmași. Nathanael, sunt convins că această pasiune a ta și această verba ta și explicarea asta plină de gesturi, plină de pasiune pe care o ai, nu a rămas nepedepsită de unii dintre cârcotași. Sunt convins, am văzut și eu, ai un suflet pur, tânăr, unii scriu urât. Cum reușești să îi ignori? Cum reușești să treci peste treaba asta? Eu sunt o persoană care nu pune la suflet orice, adică trec cu vederea, nu sunt o persoană care să zică, vai, dar de ce a scris? O să mă interesez și o să îi șterg comentariul, nu-mi place. Trec cu vederea,
spun în gând, Doamne, fă Tu ce este mai bine și dau la și nu bag în seamă. Trebuie să învățăm și noi ăștia mai mari de la tine treaba asta. Am avut un invitat în urmă cu ani de zile, nu, cu vreo 2 ani, care m-a învățat un principiu foarte simplu. El era un antreprenor mare și l-am întrebat, cum faci față haterilor? Că așa se numesc ăștia. Și acum, cum să zic, indiferent ce faci pe lumea asta, vor fi hateri. Că faci un lucru bun. Spre exemplu, am citit o dată o știre, prim-ministru a deschis un spital nou în România. Era un anumit prim-ministru. Și din jos scriau toți, un singur spital, cu tare. Adică, indiferent ce faci, până la urmă, tot se vor găsi unii care vor zice rău. Și acest invitat îmi spune, Cornel, am învățat un principiu. Ce principiu? Păi zice, îți dai seama că atunci când scriu mulți de bine, trebuie să fie și unii care scriu de rău. Deci eu să mă supăr? Păi dacă mă supăr, sunt prost la matematică. Adică dacă 10 îmi spun de bine și unul îmi spune de rău și mă supăr, în loc să mă bucur de aia 10 care îmi zic de bine, eu mă supăr de la unul care îmi zice de rău. Atunci sunt prost la matematică, așa că nu mă mai supăr. Și am învățat ideea asta și mă bucur că tu nici n-ai suferit pe treaba asta, pentru că tu știi care e chemarea ta, tu știi care e direcția ta. Și crezi că Dumnezeu te-a chemat să predici? Da. Cred că Dumnezeu m-a ales pe mine ca să fac cunoscut cuvântul Lui. Și asta vreau să fac. Extraordinar. Să vedem câteva înregistrări mai noi, porțiuni din aceste înregistrări, doar câteva secvențe. Haideți să urmărim, dragi prieteni. Iisus, în schimb, spunea că împărăția Lui nu este din această lume. El propunea că dacă un soldat roman te lovia peste un obraz, tu trebuie să întorci și celălalt. Dacă un soldat te obliga să-i cari armele de 50 de kilograme, tu trebuie să fii bun și să-i le cari 2000. Baraba, în schimb, își făcea dreptate singur, urându-i și omorându-i pe romani. Deci, pe cine ați vota? Este ușor să alegi între Baraba Iisus și Iisus Mântuitorul? Tatălui Baraba era mândru de fiul său, haiduc, un mesia al timpurilor sale. Într-o bună zi, acest tată va recreda mândria sa, dorind ca fiul său să se cumințească, dar nu se va mai putea. Câți părinți nu-și așteaptă și în zilele de azi, fiii și fiicele? Unde este mai bine și mai frumos decât acasă? Priviți-l pe David, cum plânge pentru moartea lui Absalom. Fiul meu, fiul meu, Absalom! Nu te-a învățat nimeni să exprimi, să cânți, să, adică să spui mai rar, să spui mai repede. Așa simți tu, pur și simplu. Da. Și zici ceea ce simți. Și felul în care simți. Da. Nu te interesează că trebuie să duci mâna așa sau trebuie să duci mâna așa. Nu te gândești la asta. Nu. Deci e totul natural. Da. Extraordinar. Aici unde a fost? Aici a fost la Galați, asta nu a fost... Centenarul, a fost altceva? Nu, ăsta a fost centenarul, dar nu a fost predica cu Iov. Am zis... Alta. Antiteza dintre Isus și Baraba. Și Baraba. Ei se asemănau foarte mult. Baraba înseamnă Isus. Fiul tatălui. Fiul tatălui, da, Isus. Și... Vă dați seama că poate oamenii seamănă, au ales pe Baraba. Seamănă cele două nume și este antiteza. Care este mai bun? Sau care este mai rău? Care trebuia căruia îi trebuia libertatea și căruia îi trebuia moartea? O ultimă înregistrare pe care ne-ai adus-o și apoi urmează o surpriză. Dragi prieteni, nu plecați, mai dați un share la emisiunea noastră. Spre deosebire de tine care te impui oamenilor și te câznești cu globul în spatele tău, eu țin pământul acesta în palmele mele. Iar stă suspendat în dragostea mea și trebuie să nu mai
este tot în inima oamenilor, dar acela care vor să deschidă. Spre deosebire de tine care dai pusna, te spun oamenilor că viața aceasta nu este totul. Că prin noul pământ bolile vor fi vindecate. Că suferința de la care au avut parte va fi răsplătită într-o bună zi. Și că familiile lor, cetățile lor, vor fi strămutate din lumea ta într-o lume perfectă. Acolo, unde nu mai va fi nici suferință, nici boală, nici durere, nici moarte, nici plânset, nici satană, pentru că lucrurile din tâi acum. Domnul îți spune, fiule, dă-mi inima ta, vreau să o locuiesc, vreau să o curățesc, vreau să o fericesc. Pentru totdeauna, alegeți astăzi cui vrei să slujești. Alege între bine și rău, alege între viață și moarte, între minciună și adevăr, între dragoste și impunere. Nu bateți palma cu cel rău, nici măcar pentru un metru de punte. Doamnelor și domnilor, am în mână o serie de DVD-uri. Sunt patru la număr, sau două? Cum sunt? Patru? Patru sunt aici. Vechi Testament, DVD 2, Nou Testament, DVD 1, Nou Testament, DVD 2, patru DVD-uri cu povestirile lui Natanael Panainte. Cine ți le-a realizat? Crina Radu, verișoara mea. Te-a filmat și ai toate filmate aici? Da. Foarte frumos. La ce vârstă te-a filmat? Atunci la 5 ani? Sau mai târziu? Cred că era 5 ani, da, de 5 la 5 ani. Trebuie să nu-ți pierzi antrenamentul, trebuie să faci... Da. Niște mesaje și la vârsta asta. Uite, eu îți fac o propunere în direct aici. Când ai timp, vorbești cu mama, vorbești cu cineva, vii și înregistrezi niște mesaje la 7 TV. Și o să fii dat pe post. Gândește-te, stabilește niște schițe, nu trebuie să fie foarte lungi, poate să fie scurte și ai libertatea să vii aici și să prezinți Cuvântul lui Dumnezeu. Natanael, ce vrei să devii? Eu vreau să devin avocat. Avocat? Avocat. Nu te-ai gândit să devii pastor? M-am gândit și să devin pastor, dar avocat mă atrage mai mult. Avocatul m-a atras mai mult, de fapt. Și dacă ești avocat, nu înseamnă că nu mai poți să predici? Nu, eu voi predica în continuare. Voi predica. Sâmbăta, când am ocazie, o să predic. Și cum te-ai gândit să fii avocat? Păi m-am gândit ce meserie mi s-ar potrivi mie. Care să te ajute cu vorbirea, acesta, toate cele, cu vorbirea, nu? Da. Și într-un final am găsit această meserie, avocatul. Suntem în țara lui Eminescu, Natanael. Îți place? Cum ești cu Eminescu? Te înțelegi bine? Mai e greu? Îmi place și nu-mi place. Nu-ți plac cele triste, nu? Da, nu-mi plac cele dramă. Da, este de o durere sfâșietoare Eminescu și nici mie nu-mi plac totdeauna cele sfâșietoare, dar câteodată îmi plac, dar are multe și optimiste și frumoase. Și cred că merită să fie explorat. Știi ce zi este astăzi? Da. Ce zi este? Este ziua culturii române. Foarte frumos. Crezi că ne-ai putea spune o poezie, nu neapărat de Eminescu, de ziua culturii române, acum pe final de emisiune? Da. Ce poezie ne spui? Nu este o poezie scrisă de Eminescu, dar este o poezie fără autor. E o poezie din cultura română. Da, din cultura. Dacă cineva știe autorul acestei poezii, ar putea să ne spună. Ar putea să ne spună. Ai cuvântul și, doamnelor și domnilor, vă invit să ascultați. Este una dintre cele mai frumoase poezii pe care le-am auzit vreodată și în interpretarea lui Natanael Panainte. Străinul. E noapte rece. Vântul bate cu șuiratul prelung. Iar din adâncuri depărtate, atâtea gânduri mă ajung. Ce bine e să fii acasă, să știi că ai destul câștig.
să nu te chinuie nici noaptea, nici să nu rabzi pe drum de frig. Și bun a fost cu mine Domnul, că nu știu cum să-i mulțumesc, cum l-aș primi, să știu că vine să am un oaspete ceresc. Și în focul straniu de lumină al flăcărilor din cuptor, pe gene-mi cade toropeala cu zvonul unui somn ușor. Deodată o bătaie în poartă, tresar, e cineva pe drum, mă uit la oră, e târzie, numai tâlhari umblă acum. Și sună încă o bătaie și încă alte două, trei. Și atunci strig, cine e acolo? Ce vrei? E cam târziu acum. Și glasul de afară îmi spune, vin dintr-un loc îndepărtat. Umblat am cale lungă astăzi. Sunt ostenit și s-a noptat. N-ai vrea căldura dinăuntru să o împarți cu mine până la zi? Ce ți-aș mulțumi cum știu mai bine și în rugăciuni te-o-i pomeni. Nu îți cer decât un colț de pâine, uscat să fie, să mi-l dai. Să dorm pe jos, pe o rogojină, doar milă rogu-te să ai. M-am strecurat lângă fereastră să văd prin geamul aburit. Era murdar și plin de zdrențe, era urât și obosit. Am stat și l-am privit o clipă lungă. Apoi eu i-am răspuns răstit. Străine, pleacă mai departe, aici nu-i loc de poposit. Ce n-ai gândit mai dinainte, unde-i să dormi, ce-i să mănânci? E prea târziu, e prea târziu să mi te plângi. Și-am auzit cum pași afară, încet, încet s-au depărtat, până în ce doar liniște vântul a mai rămas stăpân pe sat. Și mulțumit în patul moale, am adormit apoi curând. Dar am avut în neagra noapte un vis ce nu-l mai uit nici când. Parcă din norul de lumină Domnul Iisus se cobora și în casa mea venea să spună ce nimeni altul nu știa. Credeam că mi va vorbi de bine, va lăuda tot ce am muncit. Dar s-a apropiat de mine și trist, cu lacrimi, mi-a vorbit. Prietene, am vrut azi noapte să stau în casa ta. Am vrut din pâinea ta la cină un colț ca partea mea. Dar mi-ai răspuns că pentru mine nu ai nici pâine și nici pat. Și m-ai lăsat să plec afară în frig și însetat. Căsuța ta nu era mică. Să am și eu un loc în ea. De ce nu ai vrut să ai la masă un ostenit? Și m-a privit cu ochii umezi, până ce norul de lumină l-a luat. Și am înțeles că el fusese străinul ce l-am alungat. Trezit din somn, de înfiorare, am ieșit afară în frig și am început în gura mare străinul înapoi să-l strig. Dar vai, de mult plecase omul. Doar vântul mi-a mai șoptit din ramuri că mă trezisem prea târziu. E prea târziu. E prea târziu. Trebuie să te aplaudăm, doar că sunt singur, așa că o să o fac singur. Mulțumesc. Am aflat autorul. Se pare că este Valentin Popovici, un autor deosebit. Cred că este un pastor creștin care scrie mai multe piese frumoase, scrie și compune. Poate că în seara asta această poezie va mișca sufletul, așa cum a făcut-o și mie. Poate că este timpul să vă gândiți la vecinii care nu au lemne de foc, la oamenii care sunt în imposibilitatea de a-și încălzi camera și poate că unii dintre noi huzurim de bine. Iată un mesaj extraordinar pe care Nathanael ne-a dat în seara aceasta. Îți mulțumesc foarte mult, Nathanael, că ai venit.
Și vă mulțumesc. Îți doresc foarte mult succes în tot ceea ce faci, în pasiunea ta asta pentru Dumnezeu, să nu te părăsească niciodată. Să te bucuri cu măsură de toate complimentele care ți se fac și să știi că tot ceea ce ești, ești prin Dumnezeu. Doamnelor și domnilor, aceasta a fost emisiunea Știrea Cea Bună. Iată că România lui Eminescu mai sunt știri bune. Sunt Cornel Drăvășan, vă dau întâlnire mâine seară. La revedere!